Rog cei care aveți cântările pe telefoane să deschideți la imnul 400. Vom cânta doar primele două strofe, da? Și refren, 400. Două strofe. Nicolo. Părinții, aveți un pic grijă de copii, da? Pentru rugăciune. Tatăl nostru din ceruri, cu această ocazie, acum și aici, dorim să te invităm pe tine ca Domn și Mântuitor al nostru cu această ocazie. Astăzi, o zi de sărbătoare, te rugăm frumos să fii prezent prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru și să binecuvânți pe fiecare persoană care a decis să facă legământ cu tine. Amin. Sfințește-le inima, dăruiește-le darul Duhului Sfânt la fiecare în parte, reîntrăgește familii și fă ca pacea și binecuvântarea ta să le fie dată din belșug pe drumul credinței. Amin. Părintele nostru, credem că tu vei fi cu noi, de aceea te binecuvântăm și te slăvim prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin. 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 Dragii mei, nu cred că vocea îmi va fi suficientă pentru a putea să mă fac auzit. De aceea voi avea delicatețea să fiu extrem de scurt. Vreau să știu cam până unde mă auziți. Ridicați mâna cei care mă auzi. Oh, e mai bine decât credeam. Dar vocea nu o să mă ajute la nesfârșit, pentru că nu e la microfon. Doar atât vreau să vă spun. Voi ține altă dată predici, dacă nu deja cumva sunteți și sătuilele. Dar atât vreau să vă spun. Dimineață, la Castelion, am vorbit de un personaj biblic căruia i s-a acordat rangul de cel mai mare născut din femeie. Era Ioan Botezătorul. Însă am spus că finalul predicii îl voi spune aici. Domnul Iisus continuă și spune, totuși, acest cel mai mare născut din femeie pe acest pământ va fi cel mai mic ca statut de aici în comparație cu cel mai mic care va fi în ceruri. Predica asta nu mai este despre Ioan Botezătorul, este despre voi. Oricât de mare ar fi fost Ioan Botezătorul pe acest pământ, statutul lui era în funcție de acest pământ și de lucrarea de aici. Statutul împărăției este dat de împăratul. Și dacă pentru acest pământ oamenii au trebuit să așeze spin pe capul lui, voi veți vedea cununa
și împărăției pe capul lui. Dacă în mâinile lui au fost bătute cui, veți vedea sceptrul universului în mâinile lui. Și de aceea este mai mare în împărăția cerurilor cel ce ajunge acolo decât Ioan pe acest pământ. Ioan spunea despre sine că eu botez cu apă, dar după mine cineva vine care va boteza cu Duhul Sfânt. Vreau să vă spun că din apă intri și ieși imediat și acesta este botezul. În Duhul Sfânt poți să intri și să nu mai ieși niciodată. De aceea, legământul acesta cu apă pe care voi îl veți face acum, și asta este rugăciunea cu care închei, să fie urmat de botezul cu Duhul Sfânt pe care Dumnezeu să vi-l dea și din cer să auziți, acesta este fiul meu și fiica mea prea iubită în care îmi găsesc plăcerea. Duhul Sfânt să găsească plăcerea în voi toți. Amin. Aș vrea să dau ocazia a două momente poate speciale. Ioana, ești aici? Mama e acasă în Maramureș, 76 de ani, bolnavă, n-au putut să vină. Dar zice, dacă aș auzi pe fata mea cântând în haina botezului, m-aș vindeca. Vreți să o vindecăm în ocazia asta? Ioana, când singură, vine și Rodica. Vă rog să facem liniște să o putem auzi. Auziți, puteți veni aici dacă vă poate acompania în casă de cântare acolo. Thank you.
al său sânge a curs. Trupul, inima, le-au strapuns, dar pentru păcatul meu muri pe Golgota. Amin. Amin. Mulțumim. Am o rugăminte și vă rog să o luați așa ca tare. Suntem foarte mulți aici și n-am vrea să ne trezim cu vreo fotografie care ne-ar așeza într-o postură nepotrivită față de ceea ce trăim ca și climat. De aceea, din toată inima, vă rog să purtați masca, chiar dacă suntem în natură, da? Suntem foarte apropiați unii de alții și nu vrem să mai fim obiect de știri pe la televiziune. Urmează orchestra de la Valencia cu un moment muzical.
Avem un grup coral de la Valencia care a venit să cânte tuturor celor ce se botează astăzi. Cântarea se numește Vreau să-ți spun, amice, totul despre Domnul. Așteptăm să ne spuneți ceva frumos. Nu mai e păcatul de-o-ți la-l-a.
frumos. Înainte de botez, mai avem o piesă muzicală pe care Felicia o va cânta cu băieții ei. Vă rog să veniți. Vreți să folosiți organ? Suntem în fața momentului botezului propriu-zis. Un mic detaliu pentru a nu crea, să zic, un deranj sau o neplăcere, ca majoritatea să putem vedea. Candidații, vom începe cu cei de la Castelion, se vor deplasa pe pod, vor intra pe partea aceea a râului. Aș vrea să nu vă apropiați mai mult, cu cât rămânem mai la distanță, aici nu va fi nimeni și ne vom uita ca pe un ecran. Voi să-i așteptați în partea aceasta. La Castelion am modificat un pic ordinea. Întâi între familia Vasălache, da? Să vă mulțumim pentru vizionare.
camera. Ia. Vreau să vă rog frumos ceva. Mergeți puțin mai încolo ca să lăsăm spate să vadă ce trebuie să facă. Amin.
temeiul mărturisirii credinței dumneavoastră în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vă botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
la Valencia avem o poveste specială. Ieri s-au cununat la consulat. Cante con la
e mult de cântat. Am rog. Plata voastră va fi
Momentele speciale de botez
Vă mulțumesc tuturor celor care ați venit, ați fost cu noi. Mulțumim Domnului pentru vreme, pentru tot ce am zis sărbătoarea aceasta. Obișnuim întotdeauna ca din partea bisericii să oferim un certificat de botez și o carte celor care s-au botezat. Și sper că îi avem pe toți aici lângă noi, tinerii. Alberto este, Sorin este, sunt aici, da? Ca să nu mai intervin de două ori, facem un fel următor. Rog Biserica Valencia să ofere florile, cărțile, ai certificatul și florile candidaților. Și Biserica Castelion, candidaților, pentru botezaților de la Castelion. După aceea, am o rugăminte. Sunt foarte multe flori, am văzut florile goale în sabatul acesta. Dacă ne vom înghesui tot aici, vom crea foarte multă murțeală. Aș vrea ca aici să rămână pentru Bisericii Valencia, că toți suntem cei mai mulți aici, și să-și primească felicitările. Și cei de la Castelion să stea un pic mai distanțați, da? Că fiecare are setul lui de prieteni. Acum oferim din partea Bisericii, după care ne rugăm Bisericii Domnului, Valencia și Castelion să nu se primească felicitări din partea celorlalți. Biserica să ofere cărțile și dacă nu ar Loredana, dacă nu te zicea cineva, că o fetiță a dat buchetul ție, era pentru Valencia, fetiță, primul buchet. Te zicea că zicea, primul buchet. Nu a fost este cineva care a Bravo.
Gracias.